glasul. Da, știu. Andrei, e nevoie de microfoane mai aproape sau e bine așa? Eu am un filtru, știi, chiar și pe Instagram. Adică atunci când eu văd câte, din primele 6 poze când se deschid, mie mi-e clar despre ce este contul. Și oamenii care vorbesc foarte mult despre siguranță, ei nu au această siguranță. Despre siguranță în ce direcție? Cât e de puternic omul, cât e de atât se descurcă, că nimeni nu poate cumva eu-l ei să-l coboare jos. Nu au aceste persoane această siguranță. Omul care este sigur pe el, pe putere, el nu vorbește. El niciodată nu vorbește, dar când de 6 postări toate sunt doar despre asta, la fel ca și despre dragoste, că omul foarte mult vorbește despre atenția care se acordă într-o relație. De? Și în toate postările doar despre asta, înseamnă că asta nu există. Omul își dorește, subconștientul lui vrea să fie fericit, dar el nu este fericit. Încearcă să compenseze cu tot, exact, ce arată, da? Și își creează iluzia. Știi cum se zice omul care zice minciuni zilnic și aceeași minciună la un moment dat începe să creadă în ea. Ei își trebuie să crea realitatea lor. Și eu cred că ei știu că este așa. Pentru că doar când rămâi tu singur cu tine acolo acasă, sub pături, tu nu poți minți. Eu nu am găsit prea multe interviuri cu tine în care vorbești despre viața ta personală. Am găsit câteva, dar care am văzut eu că au un impact foarte mare, mult peste media de vizualizări a emisiunilor la care tu ai fost. Cum crezi? De ce le place oamenilor să te asculte? Păi eu vreau să întreb, de ce oamenilor în general le place viața personală? De ce să mă asculte? E simplu, eu am ce spune și am ce povesti. Că despre viața personală mie tot timpul mi-a provocat interesul de ce oamenilor le este interesant să scurme acolo în viața personală. Doar fiecare din noi are viață personală. Și câți oameni au istorie de viață. Și tu poți împovestești o istorie interesantă și eu pot spune una foarte interesantă. De cum crezi? Ce transmiți tu per general oamenilor? Eu cred că în general eu am mai multe transmisiuni. Prima este că sunt un pic foarte rece și distantă. La prima conexiune des sau de Ileana mă gândeam că ești altfel, dar da. A doua, cred că de multe ori oamenii se regăsesc în energia mea și în faptul că își doresc mult, își doresc să fie puternici. Știi? Eu cred că m-am născut cu chestia asta. Adică de a nu avea frici, de a putea să mă exprim, de a spune lucrurilor exact pe nume. Măi, eu asta vreau. Eu asta vreau. Și eu niciodată nu înconjur, nu încerc cumva asta să e că știi și să ajung la... Nu, eu asta vreau și ți-o spun într-o frază. Dacă m-ai înțeles bine, dacă nu m-ai înțeles, e bine pentru mine, e rău pentru tine. Simplu. Nu și asta cumva lumea își dorește să poată să fie mai liber. Dar asta e posibil că vine și din familie, știi? Adică nu ni s-a dat voie să vorbim în familie, nu ni s-a închis gura, știi? Deci tu nu ai nevoie nici pe departe de confirmarea celorlalți. Nu. Nu. Eu știu exact cum vreau să decurgă lucrurile. Orice eveniment și orice chestie pe care am făcut-o, eu am văzut-o. Adică asta trebuie să fie așa. Și pot să ascult opinia cuiva primele 30 secunde. Adică dacă eu sunt cât, tu știi că și este un pic de... Așa, nesincronizat, da? Da. Dacă eu simt că nu mă interesează, eu nici nu-l las în pusea să spun la urmă. Fă ștuș. Dar tu crezi? Eu încă nu am o părere referitor la asta, dar nu știu neapărat dacă crede în oamenii care spun că pentru ei nu contează deloc părerile celor din jur. Pentru mine dacă... contează. Doar părerea persoanelor care contează pentru mine. De la care ceri un sfat. Da. Da. Adică dacă mie cineva o să-mi facă un super compliment sau o super observație, dar persoana asta pentru mine, nu că este non-valoare, dar chiar nu contează, deci cu tine și nu mi-amintesc. Și am observat asta, știi în ce moment, că nici nu ți-mi minte numele la persoanele astea. Tot timpul undeva eu mă blochez, nu-mi pot aminti numele din start. Dacă eu am ținut numele, înseamnă că persoana îndată contează pentru mine. Și nu înțeleg momentul ăsta de a te da cu părerea, știi? Adică te dai cu părerea când te-am întrebat. E că dacă nu te-am întrebat, mai bine nu te da. Referitor la asta, citeam ceva, pare-mi chiar zilele trecute, la una din expozițiile unui mare pictor, venise un papcar. Și privind expoziția de tablouri, la un moment dat, observă la unul din tablouri ceva legat de papucul care era desenat, precum că probabil nu corespunde anumitor parametri sau... Da. Și îl cheamă pe
pictor. Pe pictor și încep să-i spună. Uite, vezi că aici pantoful, papucul nu corespunde, nu știu, parametre, ci trebuie mai sus, trebuie mai jos și pictorul ascultă și spune, ok, mersi de sugestie, am să știu. După care se uită papucarul mai atent la tablou și vede mai sus ceva tot care e supărutul lui că nu se încadrează în anumiți parametri și spune pictorului, uite că vezi și aici ceva la păr, probabil nu ai desenat cum trebuie, la care pictorul îi spune, papucarul îi trog numai sus de ciboti. Da. Păi nu? Și asta este foarte adevărat. Asta este foarte adevărat. Și critica, uite-te, eu niciodată nu citesc comentariile. Și am să fiu sincer, asistenta de obicei răspund la comentarii. Asta poate fi un răspuns formal, scurt, de mulțumire sau... Dar la ultimul interviu cineva mi-a transmis un screenshot la comentarii și mi-a zis, tu ai observat că nu e niciun hate. Adică era ceva gen, de unde așa pres la machiaj sau da, dar niciun hate în care să fie abordat. Și aici pentru mine un semn de alarmă. Aici poate nu, să nu fie chiar tare înseamnă bine. Înseamnă că nu faci totul da, bine. Da, mesaje dacă... foarte multe de recunoștință, foarte multe mesaje la persoane care m-au cunoscut, foarte multe mesaje la persoane care își doresc să apară în viața mea, să ne cunoaștem. Și niciun hate de genul să zic cineva ceva de rău. Și ăsta așa, ori spre bună, ori oamenilor le frică de mine, ori ceva este la mijloc. Da? Per general se spune că dacă da. Nu se discută, înseamnă și că ceva nu face eu bine. Eu mi-am răspuns. Eu mi-am răspuns de ce nu niciun hate. Că la toate răspunsurile cumva sunt foarte neutră. Nu prea lași loc de interpretare, da. Da, da. Asta nu pentru că n-aș avea o altă părere, dar nu vreau pe nimeni să pun în situație de a da multe lămuriri. Știi? Exact ca în bancul ăla, când într-un sat, nu știu, în munți, al întreabă pe unul, în satul ăsta toți trebuie spune 106 ani, dar cum ați ajuns la vârsta de 106 ani? Și el spune, că ia-mi un secret, hai vă rog, spuneți-ne. Nu, cu nimeni nu mă... cum îmi sporiu, cu nimeni nu mă contrazic, da, nu mă contrazic, deci el spune, nu poți fi, chiar numai asta, nu chiar numai asta. Și adică cu nimeni nu într-un dileme. Moment din ăsta de a-mi consuma energia și timpul. Am înțeles. Noi am mers puțin cam departe, eu de fapt voiam să încep interviul propriu-zis cu un lucru care tu l-ai menționat la una din emisiunile recente care ai fost. Spuneai acolo că eu nu fac altceva decât să ofer femeilor iluzia pentru 10-14 ore că pot fi altfel. Este adevărat. Deci crezi că avem noi nevoie să fim altfel? Toată lumea îmbracă o mască. Ești din casă, nu mai ești aia care ești la bucătărie în casă. Intră într-un oficiu, întâlnești un bărbat, mergi la o întâlnire de afaceri, tot timpul îmbrăcăm niște măști și despre asta este scris foarte mult, începând de la Shakespeare încoace, da? Că oamenii poartă măști toată viața. Și atunci când o femeie abordează așa un serviciu și își dorește să fie un pic diferită, nu în context negativ, diferită, poate mai specială decât se vede zi la zi, asta tot este o necesitate pentru a se afirma și a se simți altfel. Eu nu cred, uite, toată filozofia asta care o porni globală cu accept, te deam sincer negreață de ea. Ce înseamnă accept? Din secunda în care ți-ai acceptat, îți pui mâinile pe chept, tu doar te-ai acceptat pentru ce să mai dai din coate, înțelegi? Eu nu sunt pentru acceptări. Adică, da, nu poți să treci într-o nebunie în cap la tine că ceva nu merge cum trebuie, dar dacă eu m-aș accepta așa cum sunt, eu n-aș vrea să slăbesc încă 2 kg. Eu ne-am acceptat coșurile, eu n-aș vrea să-l tratez. Eu ne-am acceptat, nu știu, dantura urâtă, eu n-aș vrea să o înalbesc. Eu ne-am acceptat putoarea din gură, pentru ce să măr la dentist o repar? Da? Adică asta cu acceptatul mie, sincer, de-a mâine, e prea mult mediatizat și e prea mult dus în altă extremă. Da, acceptarea de sine este, eu m-am perceput ca o femeie josuță sau înaltă sau așa, eu îmi știu atourile și minusurile și plusurile și eu știu la ce am de lucrat. Asta deja este o mare acceptare. Sau mie îmi place să lucrez cu oamenii, să vorbesc, sau mie îmi place să stau undeva închis acolo și să lucrez în statistică și în asta și nimeni să nu mă vadă la față. Acceptarea este de a avea un discurs cu lumea ta internă, de a-ți găsi ce îți place și ce nu-ți place și a face alegerile corecte sau mai puțin corecte în viață. Acceptarea nu este despre sunt bun așa cum sunt și nu trebuie să mă epilez și totul e bine la mine. Sunt, de fapt, acceptarea despre sunt ok așa cum sunt, dar din poziția asta pot mai bine. Da. Totul este despre perfecțiune în viață. Astăzi trebuie să fiu un pic mai bună decât ieri. Indiferent în care parte... Mai bună, dar nu perfectă. Dar de unde ai luat tu că există perfecțiune?
De unde a pornit această educație în societate că mergem la perfecțiune? Ce este perfect pentru tine nu este perfect pentru mine. Și invers. Și nu există perfecțiune nici în secolul XIX-XVIII, dacă ei după picturi, în fiecare sute de ani se schimbau total direcțiile de a vedea frumos o femeie sau un bărbat. Acum din 3 luni în 3 luni se schimbă trendurile. Nu avem cum să fim perfecte. Perfecțiunea o găsești acolo unde tu poți lucrezi cu toate atourile tale și să le dezvolți. Atât. Și indiferent de situația cât de perfectă n-ai fi, astăzi tu placi și mâine tu nu mai placi. Sau într-o comunitate tu ești o mare divă și în altă comunitate, dar ce mai are așa aia mare frumusețe, înțelegi? Da, tu ai menționat ceva legat de discuțiile cu noi. Tu ai momente în care stai și discuți cu tine? Da. Foarte, foarte des mi se întâlnește, chiar și luni dimineața mă trezisem și știi, simt zile din alea în care nu vrei să răspunzi la mesaj, nu vrei să vorbești, nu. Și cumva sunt prea multe gânduri. Deci eu discuțiile cu mine, pentru mine asta este o terapie, eu nu mi-e frică absolut de stările, este un pic mai depresive, eu sunt foarte ok singur cu mine, mie îmi place singurătatea, mie îmi place să ascult o muzică, nimeni să nu mă deranjeze, să pot să răsfăiesc o carte, să pot să-mi scriu pașii aia încă ce am de făcut, chiar dacă jumate n-am să-i fac și azi am vrut, mâine nu-i mai vreau. Eu trebuie să am discuția cu lumea mea internă și atunci când mi-apare chiar și o întrebare legată de job sau legată de ce am de făcut în familie. Deci, de 3 ori trebuie să mi-o adresez și fix în câteva ori, făcând altceva. Știi, taci apă la bucătăriș? Acolo așa e rezolvarea. Da. Asta dezvoltă instincte și dezvoltă ciutione și nu știu cum să zic, starea asta de spirit când te observi, știi? Observi cum... De observație. Da. Și încă un moment care am observat, atunci când mie mi-apar întrebări, dacă un pic mă dau la o parte și când îți apare o problemă, tu dă-te la o parte singură să rezolve. Exact funcționează în momentul în care tu începe. Ați pune întrebări, dar cum s-a rezolvat? Și uiți, în câteva ore îți vine și răspuns, sau o două zi dimineață. Înainte de culcare, deseori, fac așa o generalizare a zilei, sau ce am de făcut deseori, ce am de făcut mâine. Și mi-a să mă scol cu răspunsurile, cum să le iau. Te naști singur și mor tot singur. Trebuie să poți trăiești cu eu-ul tău și cu tine însuți. Și dacă ție nu ți este bine, în singurătate, e nici în companie, asta tot este o minciună care tu ți-o creezi în cap. Eu n-am înțeles niciodată cuplurile care, da, mie îmi plac gașca, îmi place să mergem undeva la un picnic, dar eu n-am înțeles cuplurile care și-au avut foarte des. Dar noi mergem la mare, noi mergem 5 familii la mare. Că, da, și-ți vorbesc cu omul meu tot ziua. Pentru mine asta e șoc. Cea mai faină vacanță care pot să o am, asta este cu soțul meu și să mergem 30 km pe jos, să vorbim și să discutăm fiecare arhitectură, fiecare geam, uite acolo vitrina, uite acolo așa, da, să bem o cafea, să râdem, să glumim, să bârfim până la urmă, da, adică eu nu pot să înțeleg cum poate să fie cu mătrii mai bine decât cu soțul. Asta deja îmi vorbește despre o crăpătură atât de adânc care este din elipit. Peste 5 ani, lor n-a să le fie interesant, eu îți garantez lucrul ăsta. Știi cum, ca certurile alea în familie când îți povestiește și tu îi spui lasă-l că el nu merită, nu știu ce, și a doua zi îi spupă și te-a rămas proastă. Știi? Cum scapi de dureri de spate și de cap? Ai devenit prea obosit? Ești încordat din cauza jobului sedentar? Ai nopți nedormite? Doar masajul terapeutic intensifică circulația, stimulează fluxul limfatic, relaxează mușchii, reduce stresul, îmbunătățește calitatea somnului. Descoperă terapia prin masaj și restabilește conexiunea dintre corp și minte. Da, hai să vorbim tot despre tine, doar că puțin despre o altă latură ta, tot ce înseamnă carieră. Tu ești cunoscută ca fiind unul din cei mai buni make-up artiști din țară, doar că mai puțin știu de unde tu ai început. Dacă ar fi să rezumi la un singur cuvânt începutul carierei tale, care ar fi el?
filme indiene, ce pot să-ți spun. Deci eu am fost atras tot timpul de ochi. Eu pot să nu-ți minte fizicul unei persoane, să nu-ți minte numele, dar dacă cumva ochii m-au marcat sau am făcut un machiaj care mi s-a întipărit, eu ochii am să-i țin minte ani înainte, știi? În general, ochiul este fereastra, știi? Eu nu cred că pot fi oameni așa de, nu știu, ochii surâți, încrețuți, răi, așa, știi, tot spărșeana una mai sus, una mai jos, dar e în suflet, e până caldă. Deci eu nu cred. Oamenii care au lumină în suflet, ochiul lor, indiferent de vârstă, indiferent de culoare, de formă, el lucește, el așa sclipește un pic, știi? Ochii sunt fereastră și eu tot timpul am fost atrasă de ochi. Mie mi-a plăcut să conturez ochii. Și da, filmele indiene, pentru că doar acolo, știi, în lipsa aia de cosmetic pe piață, de filme, de... În filme indiene eu vedeam niște ochi foarte luciți, foarte alungiți, foarte mari, foarte frumoși și asta m-a atras. Chiar și în caiete... Asta găsând căiete mai vechi, pe câmp tot timpul erau desenați ochișori, cu geni lungi, cu, nu știu cum, sprânceana mai arcuită. Tot timpul au fost atrasă de ochi și astăzi, la fel, pot să zic, sunt atrasă de ochi. Crezi că îi transmit foarte mult? Da. Și să știi că cel mai recent am găsit și mi-am comandat o carte, Fabergé, despre toată istoria. A fost un catalog pe care l-am așteptat ceva timp. Un catalog care a costat și mult în pozele astea negru-alb la personalitățile, nu doar în pictură, și în arhitectură, și în viața politică. Și deci au niște ochi atât de ca magnetul, știi? Ochi care fac magie. Un om cu o lume internă foarte bogată, el n-are față ștearsă. El are profunzime în privire, în conturul feței, în cum ține capul, în totul. Există o energie pe care tu nu poți o cumperi, pe care tu nu poți o îmbraci pe tine, o energie care iese din interior. Și îți recomand, chiar și în familia ta, să cauți poze negru-alb, a bunielor, a rudelor și să urmărești fața. Tu n-ai să vezi că e frumos, tu deodată să vezi omul care este puternic. Omul care are înțelepciune. Și chiar înțelepciune nu poate fi imitată. Ori este, ori nu-i. Și nu ține de studii superioare. Sunt oameni care știu să gândească. Pentru că gândirea asta e un efort chiar și fizic, trupesc, foarte complicat. Știi? Tățăie care alungă gândurile. Aia asta, știi? Ei nu gândesc, pentru că a gândi este o foarte mare muncă. Mie foarte mulți îmi spun că eu am o privire răutăcioasă. Nu este de un fel de... Stai departe, cum crezi, de ce? Nu, eu cred că tu ești foarte bine cu lumea ta internă. Tu crești, tu îți pui foarte multe întrebări și tu nu vrei să pierzi timpul pe persoane care nu, de la care nu ai ce învăța. Asta e ceea ce cred eu. Și de mine fix aceeași chestie. Mi se spune că e foarte greu cumva să te apropii de asta. Nu este adevărat. Eu sunt pâine caldă nu în sensul că mă laud. Eu mă lipesc de oameni de la care mie mi este interesant, că eu nu iubesc tupeu. Adică omul când are tupiu, eu i-am tăiat creanga din primele 30 secunde. El a început de drum, hai să fim sinceri, eu sunt fecioară, ele sunt foarte emoționale. La început de drum pe mine foarte tare mă afectau clienții care rămâneau cumva un pic indispuși. Sau care, ia că eu văd că eu fost la mine 3 sâmbete la rând, dar peste o lună a postat că a fost la altcineva. Asta a fost 17-18 ani în urmă. Acum nu există să mă afectez așa ceva. Deci cum eu astăzi vreau merg la tine, mâine vreau merg la altcineva să-mi fac unghiile, asta este dreptul meu și este problema stilistului sau a prestatorului de serviciu că el nu poate să treacă peste asta. Da? Eu sunt foarte happy când clientul revine. Dar nici nu fac din asta o mare poveste, pentru că el mâine iar o să pleci. Clientul a zis cu unul, mâine cu alta, asta e dreptul lui ea. A zis o părut scump, dar mâine vrea să vină cineva acasă, dar pui mâine, asta este dreptul ei. În același timp, energetic vorbind, eu nu mă, pe mine nu poate să mă scoată din starea mea de zen, că clienta m-a schimbat pe alt meșter. Nu poate să mă scoate din starea mea de zen, că clienta un pic e nesigură astăzi, da, dar preciz așa, dar poate mă preface așa, dar poate așa. Bine, cum vreți, haideți să ne dăm în oglindă, dar poate așa, dar bine, vreți așa, haideți așa. Există clienți, băi, n-am avut de mulți ani, dar am avut pe cineva recent, recent am trecut, cred că, care, băi, cum eu zis, Ani, hai să vedem, am fost la tăți, hai să vedem ce să-mi faci și tu. Eu fac un pas în urmă, mă sprijin de masă și zic că, ei, dacă ați fost la toți și nici unul nu vă...
nimerit, nici eu n-am șansele atunci. Cred că problema e în dumneavoastră. Și cu zâmbetul pe buze, dar nu ironic, dar foarte pozitiv. De așa s-a blocat și zice, nu, eu nu asta am avut în vedere. Bine, haideți să vedem ce vreți. Eu zic, la prima conexiune, să vă ofer exact ce îmi cereți. Pentru că eu nu cred că dumneavoastră sunteți gata să vă lăsați în mâinile stilistului, să vă vadă cu ochii artistului, știi? Și cu zâmbete și cu voie bună au rămas să-ți făcută clienta până la urmă. Dar știi, m-a luat cumva așa prieten, ia să vezi ce-ți faci și tu. Hai să vedem de ce ești în stare și tu ca client, știi? Eu niciodată nu trec la per tu, eu niciodată nu-mi permit să pun întrebări. Cât ai dat, unde ai fost, cât te-a costat, dar cine-i soțul tău, dar și faci tu, fu. Asta este neprofesionalism. Da? Eu pot numai să intuiesc cine a venit la mine, dar eu niciodată nu o să o întreb. E altceva dacă ea vrea să-mi zică. Înțelegi? Și niciodată nu o să ridic vocea la un client. Nu există așa ceva. Clientul e sursa mea de venit. Și știu, am niște chestii, am un formular care eu mi-l permit sau nu mi-l permit, da? Timp ce lucrez, eu am așa o rutină structurată care parcă e sincronizat cu creierul. Nu știu cum să-l lămurez. De exemplu, s-a sculat acum clientul. Celălalt deja mă așteaptă. Eu din viteză strâng toate pensurile, pun într-un pahar, le lăs la chiuvietă, am prește pe părți toate produsele și îmi pun prosop curat alb. În secunda când eu nu invit clientul la un prosop murdar. În secunda care eu am văzut că prosopul e curat alb, eu uit istoria care mi-a povestit-o clientul precedent. Eu uit că ea înainte de asta i-a lăcrimat ochiul sau, nu știu, mi-a povestit ceva ce a spus soțul, soacra, mama, copilul. Eu tot uit. Și dacă vreau ceva să-mi amintesc care din clienți mi-a spus-o, parcă să zile nu pot. Și când clientul s-a așezat, e ca o foaie nouă, știi? Eu, informația veche sau stresul care mi-l povesti cineva înainte de asta, eu n-l pot transpune pe celălalt client. Și sunt clienți care rămân afectați de o istorie sau de ce a zis clientul. Pe mine asta nu mă... Deci nu știu cum se întâmplă lucrul ăsta, eu parcă șterg cu bureta. Și că istoriile din astea sunt foarte multe și asta e bine că eu am putut să mă fac, știi, ca o bulină din sticlă și să nu fiu afectată de alte istorii. E capacitate antrenată. Da. Mi s-au întâmplat cazuri când am lăcrimat împreună cu clienții și asta au fost 2 sau 3 ori, dar am simțit să o fac. Și au fost cazuri de ces de copil, tragedii. Adică au fost chestii și nu știu de ce clienții au simțit să mi le spună mie. Nu a fost în contextul evenimentului la care mergea ea să machieze. E că din senin, parcă o aștepta să se așeze pe fotoliu și o simțit nevoia să-mi spună lucrul ăsta. Deci am avut n-am să dau nume, dar s-ar putea multă lume să știe istoria asta. O mămică de noastră care trăind după hotare, copilul este tea cu o bonă de altă naționalitate, ea mergea la serviciu. Asta a fost un caz că vreo 7-8 ani în urmă, a fost foarte mediatizat. Deci bona ea omoră copilul. Și tot asta am înregistrat camera. Deci eu nu pot ști cum am lucrat. Nu știu de ce mi-a zis-o, dar o simțit să mi-o zică și mi-a zis-o atât de sincer că au trecut atâția ani și ea abia acum, întoarsă acasă, vrea să încerce și refacă streacă peste drama asta. Că a fost în depresie clinică, că niște chestii atât de complicate și eu am simțit că ea vrea să plângă și am plâns și eu. Băi, ea, ești atât de senină. Și parcă avea un nod aici în gât și eu trebuie să-l scoată, care nu putea acasă, poate posibil și familia deja nu mai dezvoltă subiectul ăsta. E ca pe mine neutră m-o găsit să-mi spună. O fost și așa. Voi necunoscându-vă până niciodată atunci. Niciodată nu ne-am văzut. Nu am întrebat-o, nu am întrebat-o specific cu venimiet, nu am întrebat-o are familia, are cază. Nici nu știu cum o... Știu, a fost ca o flacră. Dar tu nu știai cine vine la tine să o machiezi. Nu, dar eu nu știu niciodată. Dacă îmi scrie pe internet sau sună la studio, eu nu știu niciodată. După aia, când i-au ieșit, eu nu știu, cumva m-am informat pe acest caz, nu mai știu, pe Google sau pe... Și începând cu știrile Pro TV, totul era plin despre asta. În anul ăla, a fost o știre șocantă, nu știu, poate. Da. Și eu simțit să-mi zic lucrul ăsta și eu sunt recunoscătoare și eu consider că, na, jobul nostru are foarte multe aspecte. Adică eu niciodată nu intru în bârfe, pe mine ele nu mă interesează, dar dacă clientul vrea ceva să-mi spună, uite-te, atunci am ascultat-o, pe aici a intrat, pe aici a ieșit. Niciodată, dacă cineva o să zică că Sandu, nu există. Eu știu istorie despre amanți, despre tot ce vrei tu. Niciodată asta nu pleacă mai departe de cabinetul meu. Asta rămâne acolo. Asta îți confirmă faptul, cred, că oamenii, de fapt, vin la oameni și nu neapărat la servicii.
Da, eu tot timpul am știut lucrul ăsta. Știi istorie din alea când cineva trece în Italia și ea stă cu un bătrânel și bătrânelul ăla de pază și ești de ani se frezează pe stradă și ea la frezerul și ea, înțelegi că pașii în genul se fac reparații, el se duce la specialistul dat. Exact așa este, mie îmi pare că și așa și trebuie să fie, pentru că serviciu, asta este un schimb de energie. Dacă tu nu încarci bateria clientului, nu funcționează lucrurile. Oh, Doamne, măsură de ce acești experți își dau... Deci, uite, pe pământ sunt 8 miliarde de oameni. 8 miliarde. Să vrei să filmezi filme, toate aceste 8 miliarde au un destin și o soartă diferită. Da? Și tu când dai un sfat, tu înțelegi că el e valabil doar pentru tine. Pentru că altcuiva poate să-i facă foarte rău. Înțelegi? Și în măsură când, iarăși, când ești întrebat, dai un răspuns. Dar când pur și simplu vorbești tu în măsura culturii tale generale și a experienței pe care ai acumulat-o, pentru mine asta e foarte amuzant. Eu nici nu mă uit la această informație. E atât de pierdut în spațiu. Poate aici Moldova cumva la cineva prinde, dar la nivel, nu știu, la nivel de știință, la nivel de stări, de trăiri, de oameni cu experiență. Dar vă dați seama, pe pământ există oameni care au așa niște experiențe fenomenale de viață și un background în spate de care nu putem nici visa. Pentru că societatea în care se află, pentru că istoria în care a ajuns să o trăiască este atât de colosală. Și oamenii ăștia nu dau niciun sfat. Ei, știi, de răspund ce? Când sunt întrebați. Înțelepciunea prea... Da. Înțelepciunea, uite, știi, asta cu înțelepciunea, eu cred că totuși este tot un fel de talent, știi? Poți să-l cultivezi, pe că înțelepciunea tu poți foarte mult să citești, foarte... dar dacă tu n-ai avut o trăire dramatică în viață, asta tot ce ai citit în carte și povestești la alții, asta e zero. Oamenii care au trăit niște drame colosale, drame numește cum vrei, de la război, de sănătate, de experiență în familie, doar ei strâng și cultivează un alt fel de înțelepciune. Vrei să spui cumva că, de fapt, inteligența e despre cărți, iar înțelepciunea e despre experiență. Da, aici e formulat-o foarte bine, exact asta am vrut să spun. Înțelepciunea vine din experiențele trăite și lecțiile de viață. Asta e ca și, nu știu, practica în chirurgie. Făcut 30.000 de operații, da? Tu ai o mână formată așa cum nu are ăla care a făcut 3 operații. Eu am foarte multe momente când în anumite cărți subliniez ceva. Mai mult de atât. Dacă e o frază care eu trebuie asupra ei să mă gândesc, eu mi-o trec în carnețel. Și am un carnet cu așa fraze. Asta e cosmos. Asta e exercițiu pentru creierul meu. Da? Și citisem la Freud. Da, citisem că libertatea este capacitatea fiecărei persoane de a face exact ce își dorește să facă. Atât de simplu. Dar ia gândește un pic, câți din noi fac exact ce își dorește să facă în viață? 1 la 1000. Exact ce își dorește. Nu ce eu învățat-o mama, soțul, zis că trebuie să fac sau... Dar ce de fapt ea, înseamnă că prin fraza asta el intuiește că noi trebuie să vorbim întâi cu noi. Așa foarte atent să ascultăm ce vrea sufletul nostru, dar sufletul e subconștient. Lăși gândurile deoparte și ascult sufletul. Asta e foarte multă muncă, înțelegi? Și să mai și faci asta ce tu îți dorești. Deci, într-o frază, eu am dezvoltat-o atât de mult ca să ajung să înțeleg ce vreau eu, de fapt, și cum vreau eu și cum sunt eu. Păi îți recomand, știi, momentul ăsta să vinezi așa fraze. Pentru că chestiile geniale apar în minți geniale și nu sunt sofisticate, știi, citate de pe Facebook, care eu o scris 13 rânduri despre n-am idei și ce-o vrut spun omul ăsta, da? De obicei, ele sunt, e că într o propoziție, dar care face să gândească cel mai luminos în minți a lumii este asupra acestei fraze. Da, eu știu ce spui, pentru că eu înainte aveam tendința să vorbesc în termeni foarte complicați, pentru că mi se pare asta foarte inteligent și foarte nu știu cum, până un bărbat pe care îl consider eu destul de inteligent. Te trezut? Te trezut? Cuvintele complicate distorsionează doar aerul. Tot ce e adevărat e foarte simplu. Da, și bărbatul trebuie să-l cunosc. Da, să-ți zic de ce. E valabil și la mâncare. Mâncarea în care sunt, știi, merg câteodată la câte un local și nu știu, nu contează, în salat, în ce mâncare, 17 ingrediente și e despre nimic. Și tu, nu știu, mergi acasă,
și ai pus un brocoli în tigaie și ai pus un ou alăturea și ai uscat o bucățică de pâine și aici e cald și e bine și nici nu e mult, nici nu e puțin, nici nu e sărat, nici nu e închipărat, totul e atât de frumos. Tot ce este wow este foarte simplu, dar oamenii complicat viața, răspunsurile, filozofiile și toate celelalte. De ce avem nevoie să ne complicăm? Da, bună întrebare, pentru că natura umană este despre că totul e greu și totul foarte greu să obține și noi singuri ne complicăm existența, dar totul este foarte ușor. E foarte greu să credem în lucruri simple. Da, da. O să tot am tendința să ne întoarcem de unde am început. Despre cariera ta mi-ai spus că cuvântul... Primul cuvânt care ți-ar veni în minte, asta sunt filmele indiene. Spune-mi despre cum a început cariera ta. Mă refer la acțiuni exacte. Acțiuni exacte a început cu un curs de make-up organizat de Veniamin. El a făcut și prima școală de modeling, din câte știu eu, nu mai este în viață. Iar și atunci un domn în vârstă. La cursuri, primul curs a fost pentru mine un moment de start, adică nu știu cum, ca să mă înțeleagă și publicul, da? În anul întâi de colegiu, vineri eu deja pensam, machiam și era vorba de venituri foarte mici, dar când am dat de gustul că eu pot să fac niște venituri, eu am înțeles că eu trebuie să mă descurc financiar. Foarte brusc a fost creșterea după 18 ani. Venise un trainer, dacă nu mă greșesc, din Odessa, a unui brand de cosmetici profesionale și eu țin minte și mama mi-a amintește foarte des cum eu am uitat că așa am spus, mama, tu înțelegi, machiajul ăsta e o artă. Eu eram șocată că s-a așezat o modelă din aia tip, știi, așa, un pic mai ștearsă, o frumusețe mai rece și doamna aia pur și simplu a făcut alt om și eu mă uitam, țin minte că și acum că m-am dus cu fotoaparat așa mare și mă uitam în poză până la și după și eu am avut șoc ăștia doi oameni diferiți. Deci eu am intrat acasă, prima ce am afirmat, machiajul este o artă, să fie clar, punct. Deci din anul ăla, în total și nu este un mare secret, am și vorbit pe stories, eu am peste 48 de cursuri, dintre care mai mult de jumate sunt făcute în exterior. Adică cheltuielile au fost și investițiile foarte mari în tot ce înseamnă educația mea. Dar eu știu așa că educația se achită și dacă vrei să fii bun, tu trebuie să investești în tine. Niciodată nu am numărat, din punctul ăsta de vedere, am investit maxim cât a fost nevoie. Practic pot să zic că ultimii 15 ani nu au fost ok eu să nu lucrez. Adică na, ultimii 15 ani, nu vorbim de postul sau perioada când sunt în vacanță, eu am lucrat foarte mult și am strâns și roade. Adică și când vine acum mașina și spune, da, în cât timp o să-mi recuperez banii? Mă amuz, nu mai pot, știi? Deci întâi, draga mea, hai să începem cu ea că trebuie să investești. Asta te referi la femeile care vin la tine la cursuri? Da, la studii. Adică domeniul ăsta este un domeniu în care strânge roadă după ce ai investit foarte mult. În toate domeniile valabil asta. Perfect, de acord. Doar cu oamenii vor așa, deodată am intrat în treaba asta și deodată am scos un profit. Spune că tot ce peste noapte, tot peste noapte dispare. Pleacă, exact. Tot ce e val ca valul trece. Exact. Să știi că aici suntem pe o undă perfect. Ce vreau să zic ție? Referitor la machiaj. Astăzi nu există filmare, placat, publicitate în care femeia să nu fie stilizată sau domnul să nu fie stilizat de către stiliști. Mă refer și la hair, și la make-up, și la haine. Da? Asta ne vorbește doar despre o concluzie a mea. Suntem în era frumuseții și se vinde doar ce este frumos. Frumos în contextul imaginii pe care o privim. Tu crezi foarte mult în frumos, așa e? Eu nu vreau să mă încojor cu chestii urâte. Deci există, pentru mine există doar frumos. Interioare frumoase, haine frumoase, machiaje frumoase, femei frumoase, oameni frumoși, copii frumoși. Urât în viața mea nu trebuie să existe. Pentru mine, ca să fie ceva urât, asta trebuie să pută, asta trebuie să fie foarte agresiv. Pentru mine, urât este războiul, nu omul. Da? Te-ai spus și despre oameni frumoși. Da, stai un pic, stai. Omul urât este ăla care pe gura lui iese chestii care nu sincronizează cu ce am în cap. Omul urât pentru mine este omul care agresează verbal femeile. Este un om urât. Eu nu-l pot să văd frumos. El poate fi măcar și Alain Delon. Eu nu-l mai văd frumos. Înțelegi? Urât nu mă refer neapărat la fizic.
Pentru că să știi că eu am avut foarte multe femei în viață care se așezau în fotoliu și în primele câteva secunde aveau frumusețe din aia neutră, care eu nu înțelegeam. E frumos sau nu? Și doar am pus bază, doar au zis un cuvânt, doar a fost o chimie între noi, eu o văd super mega frumos. Înțelegi? Frumusețea, da, și fizic contează, dar mai există și o altă latură. Urât când zic, mă refer la chestii care pe mine nu mă inspiră. Sau îmi formează chiar și un pic de sâlă, așa, da? Asta pentru mine este urât. Și asta poate fi la nivel energetic și eu pot să nu explic. Deși nu-ți place de fata și ea, băi, nu știu. Nu știu, că e pentru tăți e frumos, pentru mine e nu-i frumos. Înțelegi? Nu știu cum să lămuresc lucruri. Și invers se întâmplă. Când cineva aveam cândva o modelă și n-am să dau nume, că o cunoaște multă lume. Și toată lumea spune, ce-ți place ție la fata asta? Ce-ți place? Băi, nu știu ce-mi place. Că eu s-au așezat, eu doar am început să lucrez cu tenul ei și mi tot îmi place la ea și ea mă inspiră pe mine. Chimie, peste tot în aer este chimie. Dar tu te crezi o femeie frumoasă? Foarte frumos. Și ce vrei să mai spun mai mult de atât? Înțelegi pentru alții că din narcisist sună asta? Și ce? Asta e problema lor. Eu trăiesc cu mine sau cu alții? Eu mă consider o femeie foarte frumoasă. Și eu din ce vine că... frumusețea ta? Din capacitatea de a auzi și de a asculta și de a fi auzită. Nu există situații în viață în care eu nu am putut asculta sau n-am fost auzită. Așa de puțin eu am înțeleg diferența asta, păi asta dintre auzi și asculta. Asta e o frumusețe foarte mare. Asta este o frumusețe. Adică, posibil că există oameni pentru care lucrurile ce vorbesc eu acum sunt nonsens. Să gândesc, las că am văzut eu și mari frumusețe acolo de femeie, dar eu precis n-am nici o tangență cu oamenii, știi, nu poți fi în viața mea. Adică mie nu trebuie să-mi spui că sunt frumos, trebuie să mă privești ca pe un om frumos. Deci uite niște chestii de genul, știi că, nu știu, apare un trend în haine sau în ceva și toată lumea fuge și caută trendul ăla, niciodată nu l-am înțeles. Deci eu niciodată nu am scopul de a face shopping, să arăt cumva, să impresionez. Eu zic așa, mie îmi trebuie, așa aș vrea o rochie, știi, vreau o rochie. Băi, următoarele 3 zile în fața mea apar doar magazine sau site-uri sau chestii unde este rochia aia care, mai mult de atât, se așează perfect pe mine. Am avut 2-3 tentative în care am încercat să caut ceva anume, nici nu s-a așezat, nici nu m-a avantajat. De asta eu zic că tot ce înseamnă frumusețe, capacitatea de a plăcea cuiva, este tot despre cum te simți tu. Înțelegi? Și atâta timp cât eu mă simt frumoasă, eu atrag cosmetica care mă face mai frumos, parfumul care cu pH-ul meu lucrează foarte bine, hainele care îmi arată silueta înaltă, lungă, frumoasă, slabă, cum vreți voi, da? Asta e despre ce scria cu Elon Alchimist. Da, exact. Tu ai deja 19 ani de când faci asta? Da. Și presupun eu că e destul timp ca să înțelegi o grămadă de lucruri despre noi femeile. Da. Și vreau, de fapt, întrebarea mai exactă e despre ce transmite machiajul unei femei despre ea, despre relația care o are cu ea sau poate nu o are. Nu pot să dau o notă ce a vrut să zic prin machiaj, dar în același timp pot să pun știi cum fac psihologii când vorbești cu clientul prima oară și își face... psihologic. Da, un portret psihologic pot să fac. În general, eu sunt mai mult decât un psiholog, pentru că am studiat și am înțeles toate tipologiile de femei pe care le-am întâlnit și nu dau note niciodată, pentru că aceeași persoană văzând-o în 2005, văzând-o în 2011, văzând-o în 2020 a crescut împreună cu mine și când mi-o amintesc cât era de finuț, nu știu, femeie a ajuns adevărată, puternică și da, adică na, femeia ca și floare, are un ciclu în viață, s-a ridicat, s-a coborât, cum a bătut soarele, cum... Sunt foarte mulți factori și eu creșterea asta îmi place să o urmăresc, dar în același timp există o parte așa, un minus la ceea că am o capacitate de a citi femeile, știi? Doamne, văd atâtea femei care zic minciuni și le zic în primul rând singur lor. Văd atâtea femei care sunt nesiguri, care tot timpul au în poziție, știi cum eu se vede în oglindă și altfel nu se vede. Există atâtea femei care, după cum răspunde la telefon, tu auzi, trăiesc mai multe vieți. Nu mai vorbesc, că din primele 5 minute mi-e clar și în sufletul ei. Deci eu pot să sunt femeia care nu este fericită că face nuntă. Și nu că s-a obosit și s-a cheltuielile mari. Dar înțelegi că s-a cam grăbit. Dar nu tot și o faci când neamurile vin. Înțelegi?
Noi nu avem asta în cu... Noi suntem educați de mici să facem pentru cineva, dar ce spune lumea, dar pentru familie, dar uite asta pentru și ala, asta pentru... Și pus la toată societatea, pe noi nu ne învață de a fi fericit singur cu noi, pe noi ne învață tot colectiv, în colectiv. Știi? Zile din ăștia, cât mai multă lume. Dar poate eu de ziua mea din ăștia vreau să mă duc și să stau în vârful muntelui singur. Cineva spune cu un pic strani, nu? Sau, adică, na, noi nu avem chestia asta. Lumea internă, asta e dezvoltarea lumii interne, asta e ceea cu ce noi trebuie să lucrăm toată viața. Nu există ca anul ăsta, eu să citesc 3 cărți și la anul pot să mă relaxez. Și nu e doar despre citit, e despre, știi, sunt oameni ăștia tactili, sunt oameni care mirosurile contează, sunt oameni care vizuali, dar eu sunt mai mult vizuală, da? Eu vreau să zic că, indiferent de aspectul tău intern, tu trebuie să pui accent pe toate punctele. Pe toate punctele, de la citi încojoară ca miros, la citi încojoară ca vizual, de la ce citești, știi, e că în momentul ăsta cu cititul, în ultima perioadă, eu practic citesc doar cărți legate de bijuterie, o fi vreun semn, am idei despre istoria, ca și cu Fabergé și cu tot ce înseamnă arta asta în general, dar au fost foarte, foarte mulți ani în care eu am citit și psihologie și tot ce înseamnă vechile filozofii și tot ce înseamnă cărțile de dezvoltare personală. Acum un pic mă plictisit, pentru că ele foarte tare se repetă. Ai observat, da? Stăte și ești chestii, practic. Numai cumva denumită și când mai văd și influencer și psihologi care cumva încearcă să facă dintr-o chestie citită de mine 15 ani în urmă o mare tantam și o mare chestie, mă amuz. Eu înțeleg că problema asta încă nu lucrată. Dar asta tu știi, nu și restul. Da, să fie problema la restul că nu încearcă să afle mai din timp și au nevoie să meargă la un guru pentru așa informații. Totul ce există pe acest pământ, ca trăire, ca emoție, ca obiect fizic, a fost scris, descris și undeva întipărit în cărțile cumva. În istoria totul a pus de mult pe foaie. Și să, ar fi bine să fie o reinventare frumoasă, dar cel mai multe ori o iei pe-n popșoi reinventarea. Dă-mi un exemplu. Da. De exemplu, trebuie să deschidem așa un moment. Asta cu, nu știu, de a te regăsi pe tine însuți. Hai să ne regăsăm prin cărți. Dar unde e locul? Unde ne putem regăsi? Acasă, în baie, singur acasă, știi? Singur acasă. Pielea goală, în față oglinzii. În față oglinzii. Primul pas, fă-l pe instant tăi. După aia îți duci prin retreat-uri, prin munți, prin, știi, asta cu retreat-urile iar o modă mare, știi? Eu zic, femeile care vor să fugă de la realitatea care au acasă, tare bine sunt în retreat și vin de acolo încărcat și prinde zen și el tot știu, tot învățat și tot întâi trebuie să fie bine acasă cu tine în baie. Și după aia treci la o altă realitate. Nu poți să fii bine acolo, dar aici de-am nu-ți bine. Când tu ești tu, ți-e bine peste tot cu tine. E valabil și la condițiile de a trăi, da? De exemplu, eu de multe ori analizez când eram mai fericit, când trăiam într-un spațiu foarte mic, foarte încărcat, sau am un casă mare. Eu vreau să spun că eram la fel. Eu eram la fel. Deci pot să recunosc că atunci eu am început să crește și undeva poate mi-era și mai bine atunci, în condițiile mai mici. Fericit dacă ești oriunde, oricând și retreat-urile sunt pentru o dezvoltare mai înaltă, pentru a vedea alte aspecte, alte culturi, alt fel de a gândi, pentru că pe orice continent, în orice societate. După femeile care merg în retreat-uri, tocmai sunt de acel nivel. Posibil, eu nu știu. Nu prea cred, dacă sincer. De pentru că eu am auzit de multe ori chestii de genul ăsta, că acolo m-am regăsit, acolo nu cred unde este. E perioadă scurtă. E pe perioadă foarte scurtă, foarte scurt. Creierul nostru pe zi 60.000 de întrebări își pune, da? Ei, și la cât ți-ai răspuns tu acolo? La 30? La și el anti 59.600 n-ai răspuns. Eu cred că el e real. În lumea lor, ele sunt siguri că el e practic zbuda. El o înțeles și se întâmplă în acest univers. N-ai cum să faci, tu înțelegi? Dacă tu în ceva nu crezi, indiferent la ce nivel, tu n-ai cum să faci asta, știi, ca o picătură zilnic și ești chestia, să intră în depresie. Dar dacă asta aduce bani? Da, așa, dar atunci cum să faci?
Băi, bani, asta e energie. Eu nu înțeleg cum îl puteți face ceva și nu-ți place doar cu gândul că asta să aducă bani. Bani poți face din orice. Tu înțelegi? Dacă tu real, la dânsă te uiți foarte simplu. Eu de mult m-am prins că eu am o chimie aparte cu banii. Deci nici odată când ies din casă, nu stau cu gândul. Dacă am în portmoneu, da, să ne ajungă, da, n-ați ne ajungă. Dar eu asta pot să-mi permis sau să nu permit. Eu am rațiuni, de, pot să înțeleg că e a șapte perechi de pantofi roșii, precis nu-mi trebuie, da? Dar dacă eu ceva vreau, pe mine nu mă oprești nimic. Adică dacă eu am zis că eu inelul ăsta, vreau, eu îl vreau. Și el trebuie să fie cât mai rapid pe mâna mea, da? Adică nu știu cum să slămuresc asta, cu banii nu poți să faci ceva doar că să aducă bani. Tu trebuie să faci ceva ce ți-e tare, îți place, nu ta tare, îți place și tu zbori la lucru cu entuziasm și asta precis să aducă și partea aia financiară pe care ți-o dorești. Am vorbit despre ce ai reușit să înțelegi despre femei în tot acest timp, dar despre bărbații femeilor cu care interacționez, ce ai reușit să înțelegi? Of, Doamne, tu mă bagi în păcata mea. Deci, foarte complicat. Eu cred că nefericirea vine și din partea bărbaților, dar nu pot să dau vina pe ei. Păi nu e alegerea femeii. Pe care e responsabil? În natură. Începem de la instinctele animalelor, da? Femeia alege masculul. De la leu, la girafă și la orice, da? Bărbații care cred că aleg femeile, da, femeia și-o ales masculul. Nu, acum, dacă ea este abordată într-un fel, ea este... Sunt două variante. Ori ea permite, ori ea așa îi place. Și nu știm istoria din astea în care iau 10 palme și alier și mă înainte? Dar nu e despre această plăcere în sensul universal al cuvântului. Păi, dar și durerea la mulți le aduce plăcere. Asta deja cred că e despre altceva. Nu, asta e despre puterea de a lua decizii. Nu despre altceva. Eu dacă am luat decizia, după aia pot să-mi lec floreșele prin prejurul meu. Și de unde vine puterea asta de a lua decizii? Nu știu. Din a te cunoaște, din a te iubi, din a te aprecia. Asta nu înseamnă că eu nu muncesc pentru relație. O relație nu este despre prostiile și aberațiile pe Instagram. Floreșele, ne-o luat geantă, ne-o luat parfum, nu e despre asta o relație. Deci asta tot are început și sfârșit. O relație este despre confortul de a sta împreună. Despre dorul care îl duci în timpul zilei, despre dorința de a petrece timp împreună, dar n-aștepta să mă duc la mare cu mătrile, da? Sau duminic să fug din casă, să mă văd cu prietenii. Nu, eu duminic vreau să stau cu omul meu, vorba aia. Nu vreau să ies cu nimic, că e urea, da? Iar că despre asta este o relație. Nici într-un caz nu este despre... Și este o foarte multă muncă. Noi toți avem plusuri, minusuri, caractere complicate și în momentul în care există chimia și există dorința de a fi împreună, trebuie să muncești. Pentru că fiecare din noi înăuntru are un copil care e capricios, care vrea numai cum vrea el și aia că aici trebuie să știi cum să manevrezi. Greșesc cei care cred că o relație trebuie să vină de la sine, trebuie foarte multă muncă pentru... Muncă, mai ales peste 10 ani de relație, peste 15 ani de relație, adică în secunda în care tu te-ai relaxat și gata, m-a luat și las mățână, șansele tale, mai ales astăzi, sunt foarte mici. De ce mai ales astăzi? Pentru că 50 de ani în urmă, nu începem 200 de ani, 50 de ani în urmă, femeile, nu știu care trăiau, spre exemplu, și bunii, nu știu, în sat undeva, ajungea în piață, în Chișinău, numai de Paște, când îi trebuie să cumpere vopsea. Da? Adică, cumva, oamenii aveau o rutină foarte restrânsă și scopul prioritar în societate era că s-au mărit până la 25, că până nu mai e nimeni. Cine avea față, da, sau băiatul. După ce o mărita, se bucura că a apărut nepoței, că e bună. E sănătoasă, naște copii, da? Și cumva erau și atunci cazuri de înșeluri, de familii nu prea bune, în care existau bătăi, dar erau urșine, cum îți par, dar par 3 copii, are 4 copii. Astăzi nu mai funcționează asta. Da, soțul ăla cu tine s-o căsători, dar dacă tu într-un an de zile pe susul de chile, nu te îngrijești, nu îi aduci nicio plăcere, nu doar fizică, dar și de comunicare, și de interese comune și tot, în anul 3 pe dânsul ăla oprește 3 copii. Pur și simplu n-l oprește. N-l oprește. Nu mai există chestia și eu să zic satul. Și avem foarte multe exemple de genul ăsta, înțelegi? Și astăzi când lucrurile stau așa cum stau și nu e vorba doar de femei, e vorba și despre bărbat. Deci eu nu sunt femeia, trebuie să fie o perfecționistă, dar el stea să joace în jocuri. Nu. E valabilă și la bărbat chestia asta. Nu mai sunt la modă nici bărbații care sunt însurați sau relaxat, burta în față și el sară bebere și se uită la seriale. Sau la filmele lui. Nu mai este valabil. Femeia mai face sport, nu știu, mai face, mai numește într-un colectiv
de oameni care văd lucrurile altfel și peste 2 ani de zile e numai pe ce vorbi cu soțul ei. Și după aia știi, aia s-a dus. Da, da, pentru că hobby trebuie să aibă și femeile și bărbații, ocupații trebuie să aibă și femeile și bărbații. Timp petrecut împreună trebuie să fie doar calitativ. Nu vorbesc că trebuie să merg la restaurant. În parc, suim dealul, mergem, strângem căpșuni la bunei, ocupații împreună, dar care trebuie să fie calitative și un pic diferite de ce vede ochiul zi de zi la bucătărie. Cu orice personalitate care are o realizare, este un brand. Doar că cineva asta cumva monetizează și cineva asta nu monetizează, înțelegi? Și brandul s-a născut exact din meseria pe care o făceam. Nu am văzut la nimeni, nu este varianta aia că am furat la cineva o idee de business, știi? După mine mulți au furat, dar eu m-am trezit într-o zi și am înțeles că fiind trainer de atâția ani de zile, nu găsesc instrumentul potrivit. Le mai frezam eu cu fărficuța de unghii, mai căutam diferite... Despre pensule vorbim. Despre pensule, că... da. Despre pensul de machiaj. Astăzi Misa nu este doar pensul de machiaj, Misa merge spre o linie beauty, Misa este într-o creștere rapidă și o să avem ceea ce merităm. Nu există multă muncă și nu succes. Nu există. Mai ales dacă munca este sinceră, profesionistă și făcută fără să calci pe capete, dar făcută așa cum o simți tu, ia tot timpul să dea rezultate. Îți dai seama că e inevitabilă întrebarea la ce cifre ai ajuns? Da, cifrele, sunt bune cifrele și cifrele mă bucur. Iuliana ar bucura-o să aibă propriul strand în Sephora. Asta ce ar bucura-o, dar ce o bucură? Astăzi mă bucură că cifrele de la lună la lună sunt în creștere, că numărul de facturi, numai mă trezesc luni dimineața și vreau să le deschid, să le văd câte sunt. În creștere de la cât la cât? Deci vrei să auzi zerouri, ce vrei să auzi, da? Am depășit 6 zerouri. Și asta este super fain. Euro. Euro. Dolari. În universul meu, mama, și asta nu de la poeziile lui Grigore Vieru, mama este sursa supremă de energie pentru orice copil. Eu nu înțeleg mamele care nu se dedică copiilor și eu nu înțeleg copiii care nu își mulțumesc mamele. Mulțumesc nu prin cuvinte, prin cadouri, prin o mulțumire internă care o duci toată viața în suflet. Da? Mama pentru mine este tot. Adică de la energie, dacă mama este bine, eu zbor. Eu pe jurul meu doar creez. Da? În același timp, chimia asta care o avem noi este doar meritul ei. Pentru că s-a dedicat viața nouă și eu asta am simțit-o și am absorbit-o și înțeleg că relația noastră funcționează cum trebuie. Și în jurul meu, și mai aud și la interviuri, și sunt șocată, sunt atâtea istorii total diferite de oameni care nu au legături, că da și mama, da și tata, da și mi-a spus, da mi-a zis, da eu nu cred, da eu nu fac, da eu nu mă interesează. Și cine crezi că e atitudinea asta? Băi, nu poți să-i învinuiești neapărat pe copii. Poate și părinții la rândul lor au fost foarte reci față de copiii lor. N-au dat dragoste. Și acum la bătrâneță vrea ca copilul să-l țină, să-l iubească, să-l asta. Dar nu pot să mă dau cu părerea. Și în același timp văd adulți foarte egoiști care el, pentru dânsul, mama, ăsta e patul de moarte, am înțeles. Și ce să fac eu, da? Și pe mine chestia asta mă șochează. Adică tu îți dai seama că cât din inconștient trăiesc oamenii ăștia. În primul rând, prin prisma faptului că în 20 de ani tu stai pe același pat. Și să dea Domnul, tu vorba aia să mori în somn liniștit. Dar dacă lucrurile nu se stea așa. Și tu tot ai să fii, știi, ai să fii o nevoie, o povară pentru copilul tău. Dar asta tot ce e săpată și e strâns. Simplu. Tot e o karmă. Cum ai, știi, dorau chinezii, japonezii, cine au chestia asta, istorioarea asta, când într-o familie, părinții stăteau la masă copii și bătrânul într-un colț jos, că îi tremură mâna și îi curge din gură, știi? Și a doua zi părinții au observat copilul fix așa să juca cu păpușa. Ăsta e mama cu tată, voi mâncați așa în colț ca în câine și noi stăm la masă. Și din ziua aia au pus bătrânul în capul mesei și a lăsat să mănânce așa cum e cădea totul din gură, dând un exemplu pentru copii. Și în general, în Asia, bătrânii sunt idealizați, înțelegi? Pentru că noi înspre asta mergem. Și dacă generația tânără nu înțelege că punctul de sfârșit este tot acolo, asta este o problemă gravă. Dar eu cred că la noi este o problemă cu asta în societate. Uite câți bătrâni părăsiți pensate.
câți bătrâni cu copii plecați în Europa, care nu găsesc bilete ieftine să vină acasă de Paște, de Crăciun, bătrâni din aia părăsiți. Asta este o problemă foarte gravă. Eu nu cred că copiii ăștia nu au fost... Există cazuri, dar nu cred că nu au fost toți iubiți și... Tu ai două fete. Da. Spune-mi despre legătura cu el. Sper să fie o legătură cum am și eu cu maica mea. Sunt total diferite. Știi, eu nu credeam în zoe din chestie, dacă când sunt născut Ema Scorpion, eu am înțeles că stopă și altă chimie. Ema, deci exact face din noi ce își dorește ea. Știi, nu că e talentată sau, dar îmblă gândurile. Ea înțelege cui și ce trebuie să spună, că să iasă exact cum își dorește ea. Cu Lori a fost alt chimie. Lori a venit, știi, ca mudreț, știi, ca copiii aia înțelepți, care nu mi-au făcut isterii, care au vorbit ca un adult cu mine, care a fost foarte responsabil. Eu odată n-am făcut teme cu, nu știu ce o să fie cu Ema, cu Lori, dar sunt total diferite, dar sunt cea mai frumoasă realizare pe care am putut-o să o fac până la ziua de astăzi. Și ce-mi doresc eu? Să aibă relația pe parcursul întregii vieți cu mine, exact cum am eu cu maica mea, și să înțeleagă că indiferent de ce s-ar întâmpla, indiferent ce s-ar întâmpla, eu accept orice și acasă este cel mai bine, te întorci acasă, în orice situație. Loredana este fiica ta mai mare. Da, chiar acum este la Olimpiada Globală pe categorie de vârstă la engleză. Astăzi are loc. Ce vreau să zic ție, când era Lori foarte mic, eu nu lăudam copilul meu. Cumva, în cercul meu, existau foarte mulți copii și mai erau copii care învățau bine, dar eu vedeam diferența colosală în felul de a gândi. Și mă temeam să o laud, zic, să nu apară invidie, să nu, știi? Dar tot timpul mi spunea, Iuliana, dar tu ce faci că citești acolo? Dar ce citești? Dar și atâtea cărți aveți stat casă? Da, înțelegi? Cumva eu tot timpul, ei, dar nu, că ea iubiește. Dar nu făceam din asta cum ar fi făcut, nu știu, familie de evrei. Pentru că când un copil are un atou și un talent, tu nu ți-e rușine să vorbești spre el. Înțelegi? Pentru că asta îi dă foarte mult aripi copilului. Eu lui Lori ziceam acasă că ești foarte bravo, că citești, și m-am prins cu ideea că îmi trebuie o bibliotecă mult mai mare. Ori să fac un cam târg. Cam câte cărți ai citit, Loredana, până acum? Foarte multe, nu știu, nu pot zic 3.000, 2.000. Ordinul sutelor, miilor. Miilor. Și câți deci, noi în weekend comparam două cărți așa de groase și până aștepta sâmbătă, pe joie, începem a întreba sâmbătă dacă mergem să cumpărăm. Tot ce auzea că trebuie să citească, ea tot avea pe listă. Cât mergeam în România, tot timpul făceam cărți care nu erau la noi, le făceam comandă, pentru că ea de prin clasa 4-5 a citit tot în engleză, practic. Și eu nu găseam la noi. Și da, Lori, mai n-am pus niciodată. Ea a citit doar din plăcere și asta este o vocație. Ce vreau să zic, referitor la citit, bat alarma la toți părinții. Doar cititul, și astea sunt cercetări științifice, doar cititul dezvoltă în creier o legătură a neuronilor și o capacitate de a crea lumi în cap la noi. Da? Nu, asta din ce se uită el pe YouTube, el nu creează lumi. Mari creatori cam toți plus minus în viața lor au citit. Știi de ce? Păi da, tu citești, nu știu, căzut frunza, nu știu, valurile au... Da, și tu asta în cap, tu n-ai văzut marea niciodată, dar tu înțelegi că valul ăla a acoperit corabia sau ce-o mai făcut acolo. Și asta din vizualul pe care îl primești din acțiuți internet, el nu există. De asta dezvoltați-l dragostea asta și iar copilul citește dacă vede și părintele. Dacă părintele toată ziua Netflix, de unde copilul ăla să vrei să citească? Numai dacă nu i-a venit un suflet foarte luminos și foarte matur. Această înțelepciune a Loredanei, crezi că este un noroc sau este o investiție mai degrabă? Investiții, da, poate fi, dar în același timp pot să spun că în orice sat există o bătrânică care nici nu știe unde să se scălească pe foaie, dar e super înțeleaptă. Și orice frază iese din gura ei, o profeție, înțelegi? Deci, la vârstă foarte mică. Uite, sună dur, dar știi, e că eu văd copii care cresc și pot din parc să înțeleg copiii care mai mult stau cu bune. Nu știu cum, parcă un pic mai, nu că mai reci la joacă, dar mai absenț. De ce? Pentru că doamna sigur poate are grijă, e super îngrijit copilul, hrănit, îmbrăcat, nu știu ce, dar nu există conexiunea asta ochi în ochi, știi? Ce vreau să zic? Copilul ne înțelege mai mult decât credem noi. Deci 9 luni avea, 10 luni, când a început să-i fac supițele, îmi puneam scaunelul lângă mine, orice ingredient tăiat, eu îl comentam, de ce ți-l pun, că de la morcov crește părul, înțelegi?
Deci ea, cu ochișorii, ea tot timpul m-a căutat cu ochișorii. Când era foarte mică, adică exact, știi cum zic alții, că nu, câtăți copii sunt diferiți, că la mine unul făcea isterie în market, altul nu făcea isterie, da? Nu știu de ce ține lucrul ăsta. Eu când ieșam din casă, copilul meu știa unde m-am pornit. Da? Eu îi spuneam, noi mergem la market, după lăptic și ouă. Dau un exemplu banal. Pentru altceva, mămica nu are bani. Sau, dacă mai rămân puțin bani, o să luăm posibil banană. De ce îți dau exemplul ăsta? Că ea, fiind mai mare, m-a întrebat tot timpul. Dar noi pentru bomboana asta o să avem bani. Și eu dacă vedeam că e vreo chimie ceva, spuneam, nu, noi pentru asta nu avem. Noi mai avem bani doar de o brânzică. Înțelegi? Deci eu am dezvoltat așa o logică că ea deja prin clasa 1-a, 2-a, ea citea eurile, ea citea niște chestii și tot timpul îmi spunea că de asta nu trebuie că asta are chimie și îmi face alergie. De asta, pentru că cu ea s-a vorbit, copilul nu s-a trezit în clasa 1-a și eu am spus, noi pentru asta nu avem bani. Și să începe isteria. Doar până amutul ei nu i-a zis că tu nu ai bani, dar amudeam n-ai, înțelegi? Adică era foarte mult comunicare. Orice investiție care se făcea, copilul meu știu cât a costat. Că e fotoliu, că e mașină, că e... Ea o știut cât a costat. O știut cât mama mai are de muncit dacă am de datorii, da? De ce? Și copilul crește cu o realitate. Ce se întâmplă în societate? Stă până la 18 ani la fundul mamei, de copii noi ascundem. Cât costă, cum costă, înțelegi? Și el când a plecat în lume, totul e greu. Pentru asta n-am bani, pentru asta se încep depresiile, se încep niște chestii. Copilul trebuie să știe când e ușor, când e bine, ce ne putem permite, ce nu ne putem permite. Simplu. Dă-mi un sfat pe care nu ar trebui să-l uit niciodată. Să înțelegi că așa cum ești azi, n-ai să mai fii niciodată. Și de tânără, frumoasă, cu capacitatea de a munci. Deși merge, lucrurile se schimbă. De asta trăiești aici, acum.